cumva familia voastră s-a distrus într-un fel sau altul. Dumneavoastră veniți dintr-o familie absolut normală în care a existat violență. Sunt destul de eliptică în răspunsuri, pentru că i-a afectat foarte mult, le-a afectat viața. Societatea te stigmatizează că vii sau provii sau ai fost într-un anumit mediu. Apare în biografia dumneavoastră și prima cerere în căsătorie. Așa este. Este vorba de bărbatul căruia ai purtat și numele, este vorba de domnul Fira. Ați acceptat să vă căsătoriți cu un bărbat care a mai fost căsătorit de 3 ori. Cu mine a 4-a oară, da. Cu dumneavoastră a 4-a oară. Mama m-a întrebat, te căsătorești cu un bărbat cu 18 ani mai mare decât tine și care a mai fost căsătorit de 3 ori? Eu am această discuție cu dumneavoastră și de când am început o simt că sunteți în gardă cu mine. În plin scandal cu azilele, acel comunicat dat de purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, știu că a deranjat foarte mult. El nu a pronunțat niciodată numele dumneavoastră. Dar cumva soțul dumneavoastră v-a identificat, cumva. V-a deranjat teribil ce a scris domnul Bănescu în acea postare? Următoarea invitată are cumva două vieți. Două vieți a trăit cât pentru doi oameni, întotdeauna însă în lumina reflectoarelor. A plecat de la Bacău cu speranța că va deveni cineva. A venit în București, a fost în fața micilor ecrane, iar mai apoi a intrat pe o tablă de șah, unde a învățat că fiecare mutare înseamnă chiar viața altora. O viață dificilă alături de bărbați politici care la un moment dat au învățat că trebuie să o lase și singură uneori. Cum e să fii întotdeauna în gardă? O să aflăm în acest interviu. Bine ați venit în oglindă! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație! Atacul să fie cuvântul care l-ați avut foarte prezent în ultimii ani, văzându-vă pe scena politică. Tot timpul atac. Obosiți vreodată? Oricine obosește. Și în mod evident am simțit și eu în anumite perioade de timp o oboseală cronică, iar probabil că cine nu recunoaște își face sie și un deserviciu, pentru că suntem oameni în primul rând și avem limite. Limite pe care le recunoaștem sau suntem nevoiți la un moment dat să ni le observăm și să acționăm ca atare. Aș vrea să vă întreb, cum vă simțiți în zilele astea? Mi se pare că trăiți cumva un paradox. Vă simțiți singură, doamna Fira? Toți avem momente de singurătate. Nu cred că există persoană pe mapa mond care să poată afirma cu tărie că în toate momentele vieții, bune sau rele, mai ales cele grele, toți cei care odinioară erau aproape, au fost prezenți. Sunt absențe notabile din viața mea în această perioadă mai dificilă, dar orice întâmplare grea, orice cumpănă, are și rolul de a-ți face curățenie în viață. Și la finalul acelei perioade să pornești mai încrezător, mai sincer, mai adevărat și mai curat cu cei care au rămas lângă tine spre următoarea parte a vieții. Când ați trecut prin momentele astea dificile în lunile trecute și curgeau burtierele colorate, galbene, în toate culorile pământului, cu dumneavoastră, în continuu, v-ați dorit să sune un telefon, să vă ia cineva apărarea, să spună cineva că nu sunteți chiar așa cum se presupune? Eu mai puțin. Soțul meu, familia mea, erau mai în așteptare, să spun așa. De ce eu mai puțin? Pentru că am trecut prin foarte multe în viață. Consider că sunt mai călită
Și știu că momentele grele treci singur sau aproape singur, cu foarte puține persoane lângă tine cu adevărat, cu sufletul sincer și care să vibreze alături de tine și să încerce prin toate mijloacele să te scoată din acea etapă a vieții. Și tocmai pentru că am trecut prin multe astfel de momente, știam că în acel tsunami existențial se va cerne totul, vom vedea cu adevărat care ne sunt prietenii adevărați, colegii adevărați, aliații adevărați, chiar și cei care ne-au devenit rude prin taina botezului sau taina Sfintei Cununii, deci finuțe și așa mai departe. Și chiar și dintre aceștia, în astfel de momente, îi simți și îi vezi care te consideră același om, că ești de fapt același om. Și s-a dovedit că suntem aceiași oameni, nu am făcut rău niciunei persoane, dar cred că este natura umană, în natura umană, să fugi de oameni și momente controversate care îți pot face rău. Și eu nu-i condamn pe cei care în acel moment s-au îndepărtat, probabil și-au conservat propria situație, nu au vrut să riște, să aibă anumite probleme, s-au gândit clar la propriile lor persoane, nu au dat dovadă de altruism și nici măcar nu au dat dovadă de încredere în legătură cu faptul că nu puteam fi capabil să facem un rău. Când mergem în această oglindă, la Bacău, acasă? Eram un copil foarte vesel, foarte pus pe șotii. Le-am povestit colegilor de la serviciu și un paradox. Îmi plăcea să fiu prima la carte, dar și prima la năzbâtii. Recunosc acest lucru și când mai discut cu foștii mei colegi, mulți sunt plecați din țară, dar online mai dialogăm, își aduc aminte cum voiam de fiecare dată să am note bune și foarte bune, fiindcă nu vreau să mă laud sub nicio formă, dar, de exemplu, când mergeam toamna în practica agricolă în diferitele comune de pe lângă județul Bacău, să culegem mere, struguri, cireșe, vișine, mai trăgeam câte un chiul și mergeam la film. Nu ratam niciun film din oraș. Nu am fost deloc un copil introvertit, dar sunt conștientă de situațiile prin care trec și, cum vă spuneam puțin mai devreme, viața m-a determinat să accept faptul că nimeni nu vrea să îți preia propriile probleme și că treci singur cu familia ta și 2-3 prieteni prin orice furtună. Când suntem în Bacău și sunteți foarte mică, am putea să urcăm în casa copilăriei? Este într-un bloc undeva? Cartierul Potcoava s-a construit pe acele căsuțe micuțe unde locuiam și noi într-un mic apartament. Ne-am mutat tot în acel cartier lângă fabrica Letea, chiar așa se numea, și cartierul, la un bloc cu 4 etaje unde erau foarte mulți copii și foarte multe familii. Iar acolo, fiind al doilea copil al unei familii cu 4 copii, 3 fete și un băiat, am știut de mică și ce înseamnă responsabilitatea. Sora mai mare avea grijă de mine, eu de sora mai mică, tot eu cu sora mai mare de fratele mai mic și tot așa. Am știut să ne facem ordine în casă, să ne pregătim micul dejun, să avem grijă de frații mai mici, să-i ajutăm la teme, să facem curățenie în casă, să o așteptăm pe mama, să nu fie dezordine. Dar cred că aceste lucruri ne-au ajutat în viață. Deci în momentul în care deschidem ușa, o găsim pe mama, Veronica. Cum o vede micuța Gabriela pe mama? Foarte, foarte, foarte receptivă la
gândurile noastre și rugămințile noastre și chiar o amuzau poznele noastre. De ce spun asta? Și am vrut să subliniez și eu îi aduc aminte și acum. Pentru mine a fost un model și din acest punct de vedere. Pentru că eu nu am văzut-o, deși avea, ca orice mamă de 4 copii și pe acele vremuri, probleme și greutăți, zile proaste, din toate punctele de vedere, eu nu am văzut-o niciodată prăbușită. Nu am văzut-o deprimată, pentru că discutăm și e bine că discutăm și eu promovez discuția pe probleme psihologice, dar eu nu am văzut-o asta, voiam să spun, niciodată pe mama având depresii, supărări, tristeți. Cu siguranță ea trecea prin diferite momente, dar nu voia să le vedem noi. Un bun model de mamă. De mamă care să-și înțeleagă copiii și 5 minute dacă discutăm, să fim ochi în ochi, față în față, să comunicăm deschis, să nu spunem tot timpul nu, dar nici tot timpul da, că și da-ul spus fără limite creează probleme, dar și nu-ul iarăși agravează stările unui copil. Multe, multe am avut de învățat de la o mamă ca alte, multe, multe mame din România care atunci își creșteau mai mult intuitiv copiii, pentru că nu făceau cursuri, nu le spunea nimeni cum trebuie să se comporte. Te gândi peste ani cum reușea mama mult să ducă norii negri deasupra casei și să le transforme, să transforme totul în zâmbete pentru cei 4 copii? Nici acum nu știu secretul. În afară de ceea ce intuim cu toții, o mare iubire pentru copii, pentru familie, pentru... Dar așa, un secret nebănuit, nu-l știu. Ne puteți face cunoștință intrând în casă, suntem împreună acum, intrăm în casă. Avem acest stâlp al familiei care v-a ținut într-un fel sau altul și de la distanță fiind legați, închegați. Ne puteți face cunoștință cu restul familiei? Știu că la un moment dat v-ați despărțit, dar acum suntem toți în casă. Cu ce se ocupa mama? Mama a lucrat în comerț toată viața, la alimentară când era mai tânără, apoi în magazine în care se vindeau haine pentru copii sau pentru adulți. A fost și la încălțăminte, a fost și la cosmetice, și la materiale, textile, la mai multe, dar mai mult la haine. Deci în comerț a lucrat. Îl găsim pe tata lângă? Da, da. Mult timp, până am avut eu 14 ani. Până la 14 ani. Ioan. Până la 14 ani. Și pe urmă, mama cel puțin a vrut să aibă o relație mai mult decât civilizată. Totuși erau 4 copii la mijloc. Nu putea trânti așa o ușă metalică sau să construiască un zid și să rupă totul. Dar asta a fost situația. Lucrurile nu au mers bine și acum, privind în istoria noastră, ne bucurăm cu toții că am putut rămâne împreună, că am putut rămâne uniți. Sora cea mare, Nela, apoi eu, sora cea mică, Angelica, și fratele Ioan, alături de bunica maternă, Maria, Dumnezeu să o odihnească în pace, și mama și sora mamei, Maria Margareta, mătușa noastră, pe care cu toții o iubim și o respectăm, și ea neavând copii, noi am fost ca și copiii ei. Știu că tata s-a dus, știu că da, vă este foarte greu. Dumnezeu să-l odihnească. Știu că vă este foarte greu de fiecare dată să discutați despre subiectul ăsta. Dar este motivul pentru care cumva familia voastră s-a distrus într-un fel sau altul. Mama s-a îndepărtat, a trebuit să plece. Aș vrea să știu, ca și copil, cum l-ai văzut pe tata, cu ochii tăi de copil, când ți-ai dat seama că la tine în casă nu este liniște ca în alte părți. Este și motivul pentru care m-am implicat mult, pentru că n-aș vrea să exagerez, să spun foarte mult. Poate alții au făcut mai mult decât mine și vor face. Dar am adus și o contribuție la lupta aceasta a noastră, a societății în special,
nu doar a unui ministru, ca mine, cum am fost ministrul familiei, de a le înțelege pe femeile care au probleme în cuplu, în căsnicii, acasă, să nu folosim cuvinte dure, femeile care, în loc să se bucure de viață, sunt triste, femeile care sunt victime, pentru că știam ce înseamnă și de la noi și de la alții din jurul nostru. Dacă stau să mă gândesc bine, cumva în jurul nostru am avut atât de multe cazuri încât mă bucur că nu am ajuns să cred că așa e bine. Pentru că, din păcate, în cultura noastră populară există această credință și vis-a-vis de copil și față de femeie. Cumva, că și copilul, bătaie ruptă din rai, dacă îți bați copilul, sigur scoți o mare din el, sau lasă că și soția știe ce a făcut. Cred că v-a fost greu. Da. V-ați gândit că o să vă fie stigmatizată familia, că o să fie stigmatizată pentru mediul din care veniți? Observ că vă este și acum, da, că o să vorbiți. Lumea te judecă de foarte multe ori și te judecă nu pentru ce ai făcut și pentru ce nu ai făcut. Sau pentru ce ești, sau pentru cine nu ești, sau încalci anumite așteptări pe care ei le au. Dar până la urmă suntem toți oameni. Că lucrăm într-un spital, lucrăm într-o școală, într-o am întrebat și prin prisma faptului că sau sunteți în politică. Femeie. Suntem oameni până la urmă. Și m-am gândit dacă nu v-ați gândit cumva că ar putea să fie o vulnerabilitate. Orice faceți dumneavoastră ca și politicieni, probabil că și calculați că-s vulnerabilități. Dumneavoastră veniți dintr-o familie absolut normală. Normală, exact. E normal. Absolut normală, în care a existat violență. Motivul pentru care întreb, probabil că societatea, nu știu cât s-a schimbat ea în esență, poate s-a schimbat în București, dar nu știu dacă la Bacău s-a schimbat ea. Nu prea s-au schimbat în esență. Și vă întreb ca în esență și lucrurile și vă spun și de ce nu insist pe aceste răspunsuri la întrebările dumneavoastră, pentru că nu e vorba doar de mine. Despre asta. Eu mi-am asumat cu bune, cu rele, situația mea. Am înțeles-o și am tras învățăminte și mi-am construit viața ca atare. Dar e vorba și de cei din jurul meu. Știți cum e? Fiecare alege să reacționeze cum poate. Unii dau uitării, cei mai mulți vor să dea uitării. Și rememorarea acelei situații nu le face bine. I-au afectat pe cei apropiați în momentul în care ați vorbit despre... Da, da, de aceea sunt destul de eliptică în răspunsuri, pentru că i-a afectat foarte mult, le-a afectat viața. Exact, dumneavoastră a spus foarte corect. Societatea te stigmatizează că vii sau provii sau ai fost într-un anumit mediu, nu-ți mai dă acel credit pe care poate l-ai avut inițial. Și încerc să vă răspund atât cât pot, protejându-mi familia. Noi suntem aici. Familia însemnând nu doar soț, copii, ci frați, mamă. V-am observat că aveți o greutate în a vorbi despre lucrurile astea. Sunt lucruri care s-au întâmplat, da, despre care ați vorbit public, cu siguranță. Odată foarte de mult și... Și ați regretat. Nu le-a fost foarte bine alor mei și am regretat. Și atunci, de câte ori vine subiectul, eu nu pot să-l neg pentru că este real, este realitatea, dar nu vreau să insist foarte mult. Dar pe dumneavoastră, ne vorbind de ceilalți, rămânând strict la micuța Gabriela, pe dumneavoastră tot ce s-a întâmplat acasă v-a costat psihic? V-a fost greu să vă desprindeți de ceea ce ați văzut, de ceea ce ați trăit? Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut și cred că încă mai am o tărie de caracter, un psihic mai robust și am văzut întotdeauna partea plină a paharului. Cei care mă cunosc din presă și din politică și din viață, care mă cunosc particular, nu din ceea ce au perceput prin mijloacele de comunicare în masă, știu cum sunt cu adevărat. Un om care luptă,
și nu luptă doar pentru propria persoană, ci în special luptă pentru cei pe care îi consideră vulnerabili. Și atunci eu am trecut mai bine peste acele momente. M-au încărcat, nu m-am lamentat și am spus, eu trebuie să fac altfel, să am o altă viață, nu doar pentru mine, ci și pentru toți ceilalți din jurul meu. Asta nu înseamnă că iei un burete și ștergi. Sau asta nu înseamnă că de câte ori îți vine un gând, că apar astfel de gânduri, se fac corelații între anumite imagini, anumite cuvinte, anumite situații, automat. Nu suntem niște roboți. În viață, sigur. Atunci nu neapărat că am mutat gândul sau l-am alungat pur și simplu, ci am trecut peste el considerând că sunt milioane de oameni pe planetă în situația mea, dar și-au văzut de drum și au avut încredere că viața poate fi și altfel. De aceea am vrut să întorc și eu societății cât am putut, și ca primar, și ca ministru, și ca senator, puțin din această experiență mea și să vin cu acele idei și proiecte care să facă un pic mai bine, special femeilor și copiilor, nu uităm nici pe domni, dar acum discutam despre femei și copii în special, care au astfel de traume, să treacă mai ușor, să treacă mai bine. Peste momentul din copilărie, mama a trecut mai greu în momentul în care ați vorbit? Pe mama ați afectat-o foarte rău când ați vorbit? Ei a fost foarte și greu pe ea, să treacă? Și pe frați, și de aceea nu am mai făcut referire. Și le respect, practic, dorința de a nu mai expune public acele momente, acele situații, acele trăiri, să vorbim mai mult despre prezent și să vorbesc în particular despre episoadele care mă privesc direct, fără corelație cu ei. Știu că la un moment dat ați decis să vă mutați doar împreună cu mama. A fost momentul în care v-ați luat viața în piept. Tatăl a rămas cumva de unul singur, dar știu că relațiile au rămas cumva între familii. Momentul când mama pleacă în Italia la muncă, este cazul pe care îl trăiesc probabil și mulți alți români. Cu cine ați rămas? Cum v-a fost să vă restabiliți ca familie? Cu cine ați rămas? Cine a avut grijă de voi? Cum a fost momentul ăsta? Sora cea mare lucra deja. Eu venisem la București, eram studentă și lucram, m-am întreținut din prima zi de studenție. La fel și sora mică atunci urma să vină și a venit la mine. Practic am preluat-o eu, cu mare drag, bineînțeles, pe sora cea mică. Și a rămas doar fratele cel mic, la bunica și mătușa, care ulterior a plecat în Italia cu mama. Acesta a fost, dacă putem să-i spunem, norocul, că noi crescusem. Era o perioadă foarte grea atunci, cred că în toate comunitățile unde exista o industrie și se prăbușise, nu mai existau contracte, acele contracte ferme pe perioade mari de timp, fabricile nu mai aveau pentru cine să lucreze, era un haos din punct de vedere economic și cel puțin din Bacău, la fel ca și alte multe județe din zona Moldovei, persoanele active care încă mai puteau munci și nu se puteau pensiona la 40 ceva de ani, plecau în Italia, în Spania, în Germania. Cam în aceste țări au plecat cei mai mulți din zona noastră. Se pleca masiv din Bacău în Italia, unde a plecat și mama, unde erau alte verișoare de ale ei, cunoștințe, vecine. Cred că toată lumea s-a mutat. Italia. Pentru foarte ce a plecat mama atunci? Părere de rău, pentru că au rămas orașele goale. Au rămas goale, cu copii și cu bunici. Restul, bărbați, femei, activi, plecaseră în diaspora la muncă și puțin mai erau cei care lucrau, care aveau ce să mai lucreze, în special puțin în comerț, în
servicii de utilitate publică, funcționari și, normal, în școli, în spitale. În rest, toată lumea pleca. Mama a avut grijă de persoane în vârstă, a muncit foarte mult și în ziua de azi muncește. Ea mereu spune că salvarea vieții a fost munca, pentru că a fost întotdeauna un om foarte muncitor, foarte activ. După ce v-ați mutat împreună cu tatăl, ați mai păstrat vreo relație? Ați fost apropiați? Eu eram deja cu propria mea familie în București, venise și sora mea, în special sora mare și fratele au mai ținut legătura și, bineînțeles, eu am avut grijă, noi toți frații am avut grijă să aibă tot ceea ce este necesar. Grijă am înțeles, persoane. Dar o relație personală ați mai reușit să dezvoltați? Nu am avut, vreodată? Nu am avut. Nu am mai avut o relație personală. Repet, și prin prisma faptului că eu am plecat, am întemeiat o familie, am avut imediat copil pe Tudor. Și-a cunoscut nepoții? I-a văzut pe la Bacău, pentru că eu i-am lăsat la rude și i-a cunoscut pe toți. Sigur, sigur. Dar pe dumneavoastră, de când ați plecat, v-a mai văzut? Da, ne-am văzut de câteva ori. Eu sunt cu cugetul împăcat că am sprijinit cât am putut, după puterile mele, tot ceea ce a avut nevoie, ca și spitale, medicamente, cazare, tot ce e, și eu și frații mei împreună. Dar până să se stingă, da, ați reușit să și faceți pace cu copilăria în legătură cu el? Ați reușit cumva? Știu că iertarea este creștinească. E normal să iertăm, altfel nu putem să mergem cu sufletul deschis la Sfânta Spovedanie și la Sfânta Împărtășanie. Duhovnicul meu, care mă cunoaște de la 18 ani, pentru că atunci, 18 ani și jumătate, când m-am mutat din Bacău în București, mi-am schimbat duhovnicul și îmi cunoaște toate frământările sufletului. Cu siguranță am iertat tot ceea ce era de iertat și nu doar la el, și la alte persoane. Și le spun tuturor, oricât ar fi de greu din jurul meu, că iertarea este vindecare și cu cât ține mai mult în suflet ură sau regrete, acea energie negativă nu se duce către persoana la care te gândești, care ți-a făcut un rău, o nedreptate, ci tot la tine rămâne. Și atunci este un efort pe care îl faci tot pentru tine, să ierți sincer, să fii îngăduitor, dar tot sincer, nu doar de dragul de a spune. Da, procesul de vindecare și de iertare cu tata a fost unul pe care l-ați avut dumneavoastră cu dumneavoastră? Sau i-ați spus și lui lucrurile astea? Nu am deschis astfel de răni. Eu, cu mine, cu duhovnicul, cu mama, cu cei din jur, cu... Nici nu a simțit nevoia vreodată? Nu. Nici față de mama? Am trecut... Acum, privind la anii care au trecut, 30 de ani de la venirea mea în București, privind retrospectiv, îmi dau seama că au fost 30 de ani, dar care au trecut ca 3 luni. Pentru că totul s-a întâmplat atât de rapid în viața noastră și tumultul a pus stăpânire pe noi, în special lucrând într-un domeniu atât de activ cum este cel al presei, atâția ani de zile, peste 20 de ani, viața a trecut foarte repede, foarte repede. Chiar de multe ori mă gândesc cât de repede ne trăim prima parte a tinereții și nu realizăm. Nu realizăm decât în momente în care ajungem eventual la o răscruce de drum. La mormântare ați mers? Da, sigur. Și eu și mama și frații, toți, sigur. E normal. Doar această discuție nu ați avut-o? Da. Nu ați simțit? Cum v-ați simțit la acest înmormântare? Ați avut ceva să vă spuneți? Cum se poate simți orice om normal la o înmormântare a unui părinte? Oricât de încordat ar fi fost sau nu relația. Mă întrebam doar în sensul dacă iertarea s-a produs atunci când... 100% s-a produs. Se produsese înainte de...
Când eu însă mi-am devenit părinte și când mi-am construit viața, vă dați seama că nu am stat atâția ani cu ură în suflet sau cu supărare sau cu reproș, revanșă. Pur și simplu am considerat că așa a fost viața, am pus punct, am iertat, am mers mai departe, am ajutat cât am putut. Nu suntem genul de oameni, cel puțin în familia mea și sunt convinsă că și în alte familii, care să despicăm așa firul în patru. Pur și simplu am luat viața în piept și am mers mai departe. Pentru că mai aveam și alte lucruri la care să ne gândim, unele dintre ele ca în orice viață de om, cu suișuri și coborâșuri, unele grele, unele dificile. Nu tot timpul a fost roz. La nimeni nu e roz în viață permanent. Până să ajungeți la București, însă, în încercarea de a ajunge aici, ați avut o experiență despre care a vorbit mai toată lumea. Știu că ați fost profesor suplinitor. Pentru câteva luni doar, spuneți că v-a călit această experiență de suplinitor. A fost într-o comună lângă Bacău. Dacă vă mai aduceți aminte experiența și ce ați vrut să spuneți când v-ați referit la faptul că v-a călit. Știu că unii copii mergeau ceva mai departe, chiar sute de kilometri. Ați avut noroc, ați prins naveta lângă. A fost o perioadă scurtă, dar intensă. Mi-aduc și acum aminte foarte bine acele momente. Erau copii foarte buni din comuna Cleja. Din păcate, mulți au plecat. Ori spre zona de vest a țării noastre, ori chiar după graniță, în Ungaria. Aveau acolo legături și familii. Și chiar după Revoluție, și acea comună și altele din jur au primit ajutoare din zona respectivă, cum se ofereau atunci ajutoare umanitare, haine pentru copii, alimente neperisabile, medicamente. O perioadă de timp, mulți ani după Revoluție. Erau copii foarte buni, dar mulți dintre ei se gândeau deja la ce meserie să învețe. Nu neapărat să facă foarte multe studii, carte, dar mai mult să învețe o meserie și să plece undeva să facă acea meserie cu brațele lor. Și încercam să le explică orice meserie ar avea, să vorbim corect românește și să scriem corect românește este ceva normal, natural și le va fi un avantaj. Și încercam să transform lecțiile de gramatică în discuții plăcute și nu în teorie care poate să plictisească orice copil. Și cream de acasă, mă organizam și cream tot felul de jocuri, de întrebări, astfel încât lecțiile să fie interactive și să-i atrag, inclusiv cu greșeli intenționate, și ca să pot să le explic de ce așa și nu așa. Glumeam noi, miau ca pisica, scriem. Nu scriem miau ca pisica, mii liniuță au. Și așa mai departe. Visul dumneavoastră atunci care era? La ce vă gândeați atunci că vreți să fiți? După Revoluție am fost impresionată de interesul crescut față de presă. Cum stăteau oamenii, vecinii noștri, nu mai erau la coadă la lapte, erau la coadă la ziare. Și stăteam și eu la coadă la ziare. Să cumpăr ziarele care veneau de la București, tipărite pe hârtia de la Letea Bacău, de la noi din cartier. Vă dați seama ce extraordinar era. Și urmăream toate ședințele CPUN-ului până noaptea târziu, până pe la 2-3 noaptea. Eram în clasa a 12-a, atunci am prins eu Revoluția și eram cu ochii cârpiți de somn a doua zi, pentru că eu urmăream toate ședințele CPUN-ului. Așa, glumind puțin, cred că de atunci începuseră să-mi placă dezbaterile politice. Și atunci la finalul liceului m-am gândit că mai bine m-aș reorienta către presă decât către catedră. S-a întâmplat atunci o mutație. Mi-a rămas ceva neîntrebat din copilirea dumneavoastră, luat cu avântul, cu familia. La un moment dat, într-un interviu, ați povestit un lucru despre copilăria grea prin care ați trecut și neajunsuri, despre o relație pe care ați avut-o la 16 ani,
în care diferența dintre clase a simțit-o pentru prima dată. Prima iubire simțită la 16 ani și primul refuz din pricina faptului poate că... ne sună iar să ne spună că nu a fost chiar așa, chiar a fost o întâmplare haioasă. După ce a apărut acel articol, de mult, de mult, am primit telefon și mi s-a spus că nu neapărat că nu a fost chiar așa, că așa a fost, dar că există niște regrete, cumva, pentru situația de atunci. Fix asta am adus dar din nou subiectul. Vreau să mă întreb dacă l-ați văzut, oricine, v-ați mai întâlnit vreodată. Nu ne-am mai întâlnit, dar cred că orice fată și orice băiat, la vârsta adolescenței, trece și prin bucurie, prin împlinire, prin sentimentul de iubire, dar tot atunci apar și neîmplinirile, apar și părăsirile, apar și astfel de sentimente. Și da, atunci am, sincer, atunci am rămas impresionată, mai mult decât impresionată, să spun așa, un cuvânt mare, șocată, că poate fi luată în discuție și un astfel de subiect. Pe urmă, după ce am mai crescut, mi-am dat seama că există și alte astfel de momente în viața oamenilor. Nu am mai dialogat. Vedeți, asta, eu plecând de la Bacău la București, construindu-mi aici o viață aproape de la zero, n-am mai avut tangență, n-am mai avut posibilitatea să ne întâlnim, să... Mergeam foarte rar în Bacău pentru că au venit surorile mele aici. Și atunci, cumva, lucrurile s-au pentru rupt. Pentru un copil așa de 16 ani, un asemenea sigur, eveniment poate a fost să un impact. Însemne mult. Atunci a fost cu impact. Dar așa, cred eu, din astfel de momente devenim ceea ce suntem până la urmă, la maturitate. Dacă ar fi fost așa totul, lapte și miere, nu știu cum eram azi. Ați venit în București, vă angajați la Cotidianul Azi, da. Începeți să lucrați în presă. Vreau să vă întreb altceva. Care era condiția financiară a dumneavoastră în momentul în care ați venit aici în București? Cum trăiați? Am venit în București să și învăț să și lucrez în paralel să mă pot întreține. Și aveam salariu ca orice jurnalist de la acel moment. Vă dați seama. Oricum era mai mare decât la ziarul pur și simplu din Bacău. Pentru că normal erau prețurile dintr-un județ de provincie. Nu spun în sensul rău al cuvântului provincie, dar sunt întotdeauna mai mici decât în... Vă ajungeau banii pentru îmi plăteam toate? Chiria, îmi plăteam gazda. Întâi am stat stăteți în gazdă? Întâi am stat în gazdă, am stat la două doamne mai în vârstă, la două senioare odată. Vi la una. Aminte? Sunt amândouă, sunt dintr-un bloc din Ferentari, de la stația Sebastian, din sectorul 5 al capitalei. Prima a fost o mătușă puțin mai îndepărtată, foarte drăguță și care m-a ținut cât a putut la ea, dar nu mă putea ține mult pentru că avea nepoți. Și care a vorbit cu o vecină care nu avea decât o pisică și m-a luat și pe mine, pe lângă pisică. Și am stat mai mult de un an, pe urmă m-am mutat la Obor, și tot așa. Dar chiar dacă erau drumurile foarte lungi în București față de Bacău, unde mergeam pe jos, de peste tot ajungeam fără alte mijloace de transport în comun, pentru că puteau fi 3-4 stații de autobuz, nu mai mult, aici și cu metrou, și cu tramvai, și cu autobuz, și schimbam 3 mijloace de transport până ajungeam eu în centru pe Calea Victoriei, la ziarul la care lucram și la facultate, la universitate. Dar vedeți, dumneavoastră, mie mi se părea atunci ceva absolut obișnuit pentru orice tânăr să și muncească, să se întrețină, să aibă ce mânca, să aibă bani de transport. Nu-mi imaginam viața altfel. Au existat și sacrificii în perioada aia? Toți facem sacrificii, toți. Rămâneam fără bănuți până la salariu, mă împrumutam, ca oricare. Vine oportunitatea radioului. Da. Ajungeți la Radio Contact. La Radio Contact, da. Odată cu oportunitatea radioului, apare în biografia dumneavoastră și prima cerere în căsătorie. Așa este. Este vorba de bărbatul căruia ai purtat și numele, este vorba de domnul Firea. Ați acceptat să vă căsătoriți cu un bărbat care a mai fost căsătorit de 4 ori,
De trei ori. Cu mine a patra oară, da. Cu dumneavoastră a patra oară. Mă gândesc dacă nu v-a fost frică să spuneți da acestei căsătorii atunci când vi s-a propus. Erați totuși foarte tânără, venită de câțiva ani în București, vi s-a propus căsătoria foarte repede. Vreau să vă întreb, ca femeie, cum ați perceput această cerere în căsătorie și cum ați spus da? De mică mi-a plăcut foarte mult să citesc și mi-au plăcut foarte mult poveștile și poveștile de viață. Și cred că în viața de jurnalist am făcut ceva, nu pot să folosesc cuvinte la superlativ, ceva carieră și pentru că am știut să ascult interlocutorii. Mi-a plăcut foarte mult să provoc la dialog intervievații mei și de aceea nu prea sunt de acord cu moderatorii care vorbesc mai mult decât invitațiilor, dar mi s-a întâmplat de mult să fiu în situația în care, deși invitată, să vorbesc mai puțin decât moderatorul. Și îmi plăceau poveștile lui Răzvan. Mă fascinau poveștile de viață, întâmplările prin care trecuse. Totul mi se părea așa de roman. Mă și gândeam, îi spuneam să-mi dai acordul la un moment dat să scriu o carte, pentru că trecuse într-adevăr și el printr-o viață și cu bucurie, dar și cu mult zbucium, deși copil singur la părinți și părinții lui au decedat, Dumnezeu să-i odihnească cu puțin timp înaintea lui, dar a avut o viață, repet, tumultuoasă și sportiv, antrenor de atletism și profesor de educație fizică și sport, absolvent al Academiei de educație fizică și sport, unde mama lui era rector la Academie. Tatăl campion de asemenea de atletism și un unghi, Vasile Firea, iarăși campion la atletism, deci o familie de sportivi. Dar totodată el iubea foarte mult muzica, avea foarte multe CD-uri, viniluri, ajungea acasă, se spăla, mânca puțin și asculta muzică. Mie la fel, plăcându-mi foarte mult muzica. Și atunci am riscat. Normal că m-am gândit. Și mama m-a întrebat, te căsătorești cu un bărbat cu 18 ani mai mare decât tine și care a mai fost căsătorit de 3 ori. Dar în mintea mea de atunci, că abia împlinisem 21 de ani, nici măcar 20 de ani și jumătate, aproape 21 de ani, mie mi se părea că el nu-și găsise sufletul pereche. Și uite că acum poate că noi avem o șansă. Poate avem lucruri mai multe în comun. Așa am gândit atunci. Dar recunosc că am riscat. Noi am avut o căsătorie de 18 ani și doar moartea ne-a despărțit. Înseamnă că am avut atunci dreptate, că ne-am potrivit. Dar a simțit vreodată decalajul ăsta de ani? De 17 diferența ani? Diferența mare de vârstă. Aproape 18, 17 ani și jumătate. Ce? Sincer, am simțit doar spre final când se îmbolnăvise. Dar cred că boala nu avea legătură neapărat cu vârsta, că sunt oameni la acea vârstă, 50-55 de ani, care sunt perfect sănătoși. Atunci mi-am dat seama că el, dacă ar fi fost puțin mai tânăr, poate că ar fi luptat mai bine cu boala. Dar în rest, pe parcursul vieții, absolut deloc. Am avut o relație foarte bună. Bine, și el îmi spunea că eu sunt mai matură, gândesc mai matur decât femeile de vârsta mea. Probabil și asta. Nu spun eu despre mine, să nu pară laudă. Dar el mereu îmi spunea că tu de multe ori gândești mai matur decât mine, ești mai echilibrată decât mine. Parcă eu am, nu știu, 30 de ani și tu 47 și... Ne-am potrivit și așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. La fel cum eu îndemn toate cunoștințele mele feminine să riște în viață, pentru că dacă nu riști în viața ta, nu riști în profesie, în omul de lângă tine, în carieră, totul e un risc.
Cel mai ușor e să fii comod. Aș vrea să-mi explicați ceva, apropo de risc. Spuneți într-un interviu la un moment dat că nu credeți în iubirea pătimașă, că n-ați iubit pătimaș. N-am spus așa. Nu. Eu am spus că nu cred în relațiile care se bazează doar pe iubire pătimașă și doar pe atracție fizică. Pentru că dacă... Așa am crezut eu atunci și cred și acum. Dacă la un om îți place doar cum arată și strict primele luni în care ai fluturi în stomac sau un an și nu încerci să vezi și dincolo de aceste lucruri, să cunoști omul, să înțelegi personalitatea, să-i simți reacțiile, să fii camaradul lui de drum, pentru că viața nu este doar prima perioadă în care ne întâlnim, ne ținem mână de mână, mergem la film, ne plimbăm, totul e frumos, mergem în vacanțe. Viața înseamnă mult mai mult decât atât. Viața înseamnă să treci prin greu împreună și dacă ție ți-a plăcut doar cum arată domnul și pasiunea inițială, nu cred că poți să duci toate întâmplările unei vieți. Dumneavoastră spuneați într-un interviu, nu pot să spun că l-am iubit pătimaș. Da, n-am spus asta. Asta chiar este o denaturare. Pentru că n-am iubit niciodată pătimaș cu seisme și traume. A, nu. Cu cine părăstiri știe, dureroase și tentative de suicid. Nu, n-am spus asta. A, asta cu tentative de suicid, poate am spus-o în sensul în care eu consider că trebuie să avem o decență și în orice relație și chiar dacă se pune capăt unei relații, mă refer despărțire, nu cum a fost la noi prin ca urmare a decesului, nu cred că trebuie să insistăm să înnodăm fire ale unei relații care s-au rupt sau care sunt foarte fragile. Nu condamn pe nimeni, dar nu mă văd în situația, cum spun bărbații, de a fi o femeie care face scene. Dacă un bărbat sau o femeie, unul dintre ei decide ca o relație să ia sfârșit din diferite motive, las lucrurile așa. Nu încerc imposibilul, cum ar veni, dacă îmi dau și eu seama că e un capăt de drum. Cred că răspunsul a fost mai amplu și s-a extras posibil doar o frază. A fost o explicație mai vastă și s-a extras din context. Eu doar am încercat să înțeleg în ce fel iubiți dumneavoastră. Dacă iubesc ca orice femeie, adică ori foarte mult, ori deloc. Nu sunt altfel decât orice altă femeie. Când au început problemele să apară de sănătate în cazul lui Răzvan Firea? Au apărut chiar când avea 39 de ani, a făcut primul preinfarct și la 40 și jumătate infart. Deci au apărut cu mult timp înainte. Într-adevăr că avea și pe fond genetic ceva din partea mamei. A descoperit că avea anumite probleme cardiace. Știu că la un moment dat ați mers la Cluj-Napoca pentru un transplant. Da, pentru un transplant de rinichi. Să vă adaptați la rolul ăsta de femeie suport, cumva. Cum a fost? Ca mama, așa a fost mama o viață. Nu a fost simplu, în primul rând, pentru că îl neglijam pe Tudor. Tudor era mic, băiatul nostru cel mare, rămânea cu mama acasă, eu pe drumuri, prin spitale, dar era ceva ce aș face oricând, pentru că asta înseamnă o familie. Să fii dedicat, să fii preocupat, să te zbați. Ce inimă aș fi avut eu să pretind că aveam, dar nu era o scuză, un serviciu greu, că aveam emisiune în prime time de luni până vineri și în weekend sunt obosită și să nu mă implic, nu văd așa lucrurile. Eu ori mă implic total și definitiv, ori deloc. Nu există cale de mijloc. A murit în urma unui atac cerebral. Da, ca urmare a bolii agravate în întreg organismul. Adică era bolnav, dar nu ne gândeam că este chiar atât de grav. Toată lumea s-a întrebat tot timpul de ce nu v-ați schimbat numele. Știu că a fost o promisiune. Și o promisiune și pentru Tudor, băiatul meu, cel mare, băiatul nostru, și cum ar fi fost să-mi schimb numele și el să rămână singur cu acest nume. Nu se putea. Nu aveam cum. Și soțul meu a acceptat în totalitate.
a fost total de acord și a respectat decizia mea și a apreciat-o. Știu că încă purtați și inelul de locotnă. Îl aveți încă pe mână. Da. E un semn de respect, de prețuire. Sunt în viață lucruri sfinte în care trebuie să le păstrezi ca atare. Orice ar fi. Orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Pentru fiul dumneavoastră a fost cel mai greu, presupun. Sigur. Sigur. Dar viața ne învață să trecem și peste astfel de momente cumplite. Ce s-a întâmplat după toate discuțiile care au apărut în cazul mormântării cu fiul dumneavoastră, Vitreg? Discuțiile care au apărut, știu că le-ați tot clarificat. Dar fiind aici, în cadrul interviului, trebuie să vă întreb și eu, încă o dată. El a venit public împreună cu mama și au declarat că nu au fost chemați la înmormântare. Dumneavoastră, ce aveți de spus în cazul ăsta? Eu eram un om foarte afectat atunci. Medicul mi-a prescris calmante. Nu m-am ocupat eu personal de tot ceea ce însemna ca și organizare. Am aflat și ulterior, au fost niște încurcături cu ora. Unii au știut 10-11, asta a fost practic, s-a încurcat ora. Invitația a fost, dar ora a fost greșită. Dar din respect pentru Răzvan, cu toții trebuie să păstrăm lucrurile bune și cele care ne unesc, nu cele care ne pot îndepărta unii de alții. Nu cred că după atâția ani de zile mai e loc de reproșuri sau de alt gen de explicații. Fiecare suntem pe drumul nostru, ne vedem de viața noastră, ne respectăm. Dar discuțiile astea credeți că au apărut în momentul în care ați devenit politician? Ele au fost scormonite inclusiv vara aceasta, care n-avea nicio legătură cu niciun subiect, doar din dorința de a mă picta pe mine în culori cât mai sumbre, de a mă arăta publicului așa cum nu sunt, și anume o persoană căreia nu-i pasă de cei din jur, o persoană care la o adică poate să fie rea. Fiind o construcție artificială, ea nu are cum să rămână întipărită publicului, pentru că viața mea a fost întotdeauna deschisă, vizibilă și transparentă, fix ca o carte de deschisă. Și toți cei care m-au cunoscut de mică, de când am venit în București, prin prisma jurnalismului și apoi în perioada politică, m-au putut analiza prin ceea ce am făcut, nu prin ceea ce din anumite interese mai spune X sau mai spune Y. Și eu îndemn pe toți să-și tragă propriile concluzii și să înțeleagă din ce am făcut eu o viață, ce fel de om sunt. Adică dumneavoastră îmi spuneți că sunt câteva topicuri sensibile din trecutul dumneavoastră, care odată la câteva luni de zile sunt reîmprospătate. Da, odată la câțiva ani aflu... Și ele sunt fiul Vitreg? Da. Care tatăl, ar mai fi? Tatăl. Tatăl. Și de fapt, de asta avem și această dificultate și, în... Și că m-am căsătorit cu Florin relativ repede. Și astea sunt cele trei topicuri care de fiecare dată când vin vă fac să vă ridicați aceste garduri și să fiți întotdeauna în expectativă că ceva rău vine spre dumneavoastră. Rău, cu adevărat, nu poate veni pentru că eu știu ce am făcut, dar cuvinte rele pot să vină. Vin pentru moment. Pentru că normal eu... că nu le crede toată lumea, poate unii cred, poate unii nu cred, dar nu e nimic real. Da. Și atunci... Eu am această discuție cu dumneavoastră și de când am început o simt că sunteți în gardă cu mine. Sunt cu mine în gardă, nu cu dumneavoastră. Asta voiam să vă întreb. Sunteți cu mine sau sunteți cu dumneavoastră? Cu mine, pentru că e normal ca orice persoană și dumneavoastră categoric înțelegeți, nu putem să lăsăm toate emoțiile să fie în ochii noștri, în sufletul nostru, în inima noastră, într-o emisiune, pentru că am copii care vor urmări emisiunea, urmăresc emisiunea, îi poate afecta starea mea pe copii, mama, rudele,
eu nu pot să mă gândesc doar la mine, că aș fi un om egoist. Vin în studio la dumneavoastră și încep să plâng și când îmi spuneți că asta simțeam. Și de tată, și de soț, și de... Și stau și plâng o oră, o oră și jumătate și copiii mei, pe urmă, vor fi îngrijorați, vor fi stresați, vor fi tensionați. Le va fi și rușine de ce li se va spune la școală. Pentru că știți bine, copiii pot fi foarte duri. Foarte duri. În sinceritatea lor, copiii pot fi foarte duri. Să ne aducem aminte de copilărie. Câți copilași care purtau ochelari nu li s-a spus aragaz cu patru ochi? Deci, sau mai știu eu cum. Am nimerit exact pe topicurile care pe dumneavoastră vă dor cel mai tare. Să mă gândesc la ei, să mă gândesc când ne privesc acum și cum se simt ei. Eu nu, mi-am dorit decât să discutăm... Am spus maximum din ceea ce și vă respect pentru tot. Eu doar spune, voiam să vă întreb... Protejându-i pe cei din jurul detaliu, meu. Vă întrebam doar de această gardă pe care ați ridicat-o. Vreau să vă întreb doar dacă vă este din greu să... Din iubire pentru ei și din dorința de a-i proteja. Dar simțiți nevoia să vă protejați tot timpul de oameni ca mine, de exemplu, care întreabă în continuu pe ei, lucruri? Pe copiii mei să-i protejez, pe familia mea în general. Și este un gest firesc. Eu n-am făcut nimic decât să întreb lucruri pe care dumneavoastră le-ați trăit cu toată decența. Da, și v-am răspuns cât am putut. Da. Fără să... am niciun alt scop, fără să am niciun alt motiv. Se întâmplă doar ca eu să mă nimeresc peste niște topicuri pentru care dumneavoastră ați fost atacat în timp, fără să știu că acest subiect, de exemplu, cu fiul Vitreg e tot folosit împotriva dumneavoastră. Eu nu am știut că de fiecare dată când dumneavoastră aveți o problemă, sunt scormonite lucruri. De multe ori, de fiecare dată sunt... puse pe tapet și mai mult decât atât, de multe ori se vorbește despre fiul nostru Tudor și se pune fotografia lui Răzvan, băiatului Răzvan din a treia căsătorie, din al treilea mariaj, dar nu e nicio problemă pe mine, nu mă deranjează și chiar nu avem nicio tensiune și nu sunt tensiuni și nu sunt probleme, ne avem fiecare viața noastră și n-am dorit nimănui nimic, nimic negativ, niciun gând și nu mă deranjează nimic. O să vorbim despre perioada observator. A fost una dintre cele mai importante perioade pe care le-ați trăit după perioada petrecută la TVR și succesul pe care l-ați avut ca purtător de cuvânt în guvernul Istărescu. Ați ales să mergeți în privat la televiziunea patronată de Dan Voiculescu. La Observator aveați să cunoașteți succesul, v-a cunoscut toată România cumva, fiind televiziune comercială. Cum ați cataloga toată perioada de la Observator? În Observator cred că am reușit mulți jurnaliști să ne conturăm vocația, să ne împlinim profesional, pentru că și dumneavoastră știți bine, cel puțin pe atunci, și în mare parte și acum, nu prezentam doar informațiile, aveam în, aproape în fiecare buletin interviuri în direct, interviuri live cu personalitățile momentului. De asemenea, atunci, cel puțin la început, nu existau televiziuni de știri și televiziunile generaliste prin jurnaliștii de la buletinele de știri realizau și acele evenimente speciale, breaking news-uri, tot noi le realizam peste zi în funcție de ce se întâmpla, de orice eveniment, că era un moment internațional sau intern, tot noi eram cei care intram în emisie, cum se spunea în exprimările noastre jurnalistice, spărgeam emisia obișnuită cu acele informații. Deci se făcea presă și atunci foarte mult, chiar dacă acum se face presă mai completă din punct de vedere tehnic și al vitezei, pentru că există internet, acum vorba un telefon, informații, acum cu un telefon smart, orice cetățean poate să fie un cameraman la fața locului unui accident sau în război și așa mai departe. Bine, contează și calitatea tehnică, dar
cel mai important este să dai primul știrea și dumneavoastră știți acest lucru. A fost o competiție între noi, competiție bună, pozitivă, care ne-a lăsat prieteni, nu doar colegi, pe mulți dintre cei care am lucrat atunci. A fost de asemenea competiție între televiziuni. M-a marcat din punct de vedere profesional acel moment. Apoi am plecat la televiziunea de știri, care s-a aici apare această decizie personală. Plecați de la un observator urmărit de milioane de români la o televiziune de știri abia deschisă. La început nu știa nimeni. Nu știa nimeni. Colegii mei sunau invitații și le spuneau, vă invităm mâine la ora 20 la emisiunea Știrea Zilei cu Gabriela Vrânceanu Firea și ce? Unde? Ce este Antena 3? Și dar în câțiva ani s-a așezat pe piață foarte frumos. Am acceptat pentru că risc, vă spuneam, că sunt un om care știe să și riște, nu doar să ia totul comod ce îi se oferă. Am văzut perspectiva și mi-am dat seama că în câțiva ani televiziunea va crește de la un zero audiență. Abia în 3 ani am reușit să ne impunem pe piață, să știe lumea de noi, pentru că cam atât durează o televiziune până se așează pe piață și în grilă și să te caute cetățeanul, să aibă nevoie de informația pe care o oferi. Noi atunci cam în 3 ani am muncit. Rămâne o enigmă faptul că, deși mulți au spus că ați fi o apropiată a familiei Voiculescu, totuși dumneavoastră plecați din trustul intact ca urmare a faptului că v-ați căsătorit cu un politician și știu că este regretul dumneavoastră, practic. Știu că nu ați plecat din televiziune pentru că ați dorit să plecați din televiziune, ci ca urmare a decizii trustului de a vă cere să faceți un pas înapoi pentru că v-ați căsătorit la vremea respectivă cu Florentin Pandele, care era politician. Mai țineți minte momentul să mi-l povestiți un pic? Relațiile bune erau prin prisma faptului că lucram mult împreună și e normal să te și apropii. Am condus de asemenea săptămâna financiară, Financiarul și Felicia, publicații pe care de asemenea de la zero le-am construit împreună cu echipele pe care le-am format în acel moment în care în paralel eram și realizatorul principalului talk show politic de la Antena 3. Era normal să intrăm în relație, inclusiv pe zona de acționariat am avut acțiuni la aceste publicații. Și respectul meu există în continuare și va exista cât voi trăi. Probabil că e normal să gândești când un jurnalist are tangență cu factorul politic, că poate nu mai este atât de echilibrat în opinii. Nu am de făcut niciun reproș. Este normal ca fiecare organism de presă să-și protejeze independența editorială, să aibă propria decizie din punct de vedere editorial și cred că așa, știți cum este, în viață trebuie să se întâmple ceva care să determine o altă cale, un alt drum. Am ales după ce l-am născut pe David pentru politica, pentru că a fost și o coincidență. Chiar atunci erau alegeri parlamentare în acea toamnă, deci în 2012, la televiziune, pe zona de știri, aș putea rămâne, dar pe programe, pe alte tipuri de emisiuni, nu eminamente informații politice și economice. Pentru că simți aceste lucruri. Că trebuie simți făcut pas ești, în spate. Sigur că da. Simți când ești primit cu toate brațele deschise. Orice moment care te resetează are și partea sa de regret. Sigur, nu poți să fii așa insensibil ca o stâncă și să mergi înainte fără sentimente. Important e să nu ai resentimente și care sunt niște sentimente îmbrăcate cu ură, cu pismă, cu dorință de revanșă. Nu, n-am avut resentimente niciodată. Clar așa a fost să fie. Clar, există. Nu ne-ați spus până acum în interviu unde îl plasăm în viața dumneavoastră pe Florentin Pandele. Când apare el în viața dumneavoastră?
El a apărut și, în mod evident, nu întâmplător. Suntem de 13 ani căsătoriți, avem 2 băieți de 11 și 8 ani și jumătate. Așa au fost lucrurile în viața noastră să fie. În toamna lui 2010 a apărut fulgerător și vorba lui nu a mai vrut să plece, dar nici o secundă nu m-am gândit când a început așa să-mi dea semne că m-ar curta, că ne și căsătorim, cel puțin nu imediat, nu m-am așteptat, sincer spun. Sper să nu se spere acum că ne aude ce vorbesc. Dar și el este un om foarte hotărât, eu îi spun, ești un berbec hotărât, semnul lui zodiacal este berbecul. Și după o lună, așa de flori, mesaje, cuvinte frumoase, mi-a spus că presiunea este prea mare, că nu putem să ieșim nicăieri, că e plin de paparații după noi, oriunde ieșeam, numai poze, fotografii, filmulețe, nu puteam să facem nicio mișcare, realmente. Mai venea la antenă să mă ia după emisiune și trebuia să se ascundă, că mai erau și alți fotografii ascunși pe acolo, prin boscheți, și că el nu poate să trăiască această viață, consideră că este un chin și că ne va afecta relația și că el niciodată nu s-a gândit că va avea o relație cu o persoană cunoscută, atât de cunoscută, și nu asta a urmărit, ci doar că i-a plăcut de mine ca femeie, nu ca jurnalist sau persoană foarte cunoscută, și m-a cerut în căsătorie. Am rămas chiar surprinsă. Că v-a cerut sau că a spus da? Ați rămas surprinsă? Și. Și că m-a... Dar nu aveam o lună. Cred că 3 săptămâni, aproape o lună. Dar acum, dând timpul înapoi, ce din ce a spus el v-a convins? M-a convins spunându-mi că el este un bărbat divorțat cu 2 copii mari și are o responsabilitate față de copii pe care îi iubește enorm, că este primar și trebuie să fie un exemplu pentru urbe, nu să ne ascundem, să ne furișăm, să fugim de paparații și să fie prilej de știri mondene, că a riscat toată viața, inclusiv pe mare, 13 ani a dus întotdeauna prin furtuni foarte mari navele pe care le-a condus în calitate de comandant de cursă lungă și întotdeauna le-a dus la țărm și echipajul și l-a dus viu și nevătămat, l-a uscat și au putut să meargă la familiile lor și își dă seama că și pentru el e un risc, pentru că poate fi nepotrivire totală de, cum se spunea pe primul, de caracter. Dar chiar e adevărat, dacă nu te potrivești cu cineva, poate să-ți placă așa la exterior. Mai glumește el la carcasă, poate să-ți placă carcasa, dar sufletul e altceva pe care nu poți să-l cunoști în 3-4 săptămâni. Nu poți să-ți dai seama despre un om chiar așa, într-un timp atât de scurt. A riscat și el, mi-am dat seama că pe fond are dreptate, m-a găsit și pe mine dornică să risc, în sensul că n-am fugit niciodată de greu. Deci a fost nou. Dar nu a fost simplu și asta spune și el acum, privind în spate și eu la fel, în istoria noastră comună, pentru că dacă nu e, în primul rând, iubire, dar noi avem în jur cupluri care s-au despărțit deși se iubeau, pentru că nu se mai înțelegeau. Fiecare voia să fie șef și lider fix în același minut, nu voia peste un minut. Dar un lucru trebuie să te potrivești. Gabriela Firea, venind de la Bacău, obișnuită cu gura lumii. Păi nu pentru mine era o problemă, pentru el care nu era obișnuit. Eu eram Nu v-ați temut aici. De faptul că vă căsătoreați atât de repede, ce or să spună toți. Vreau să mă gândesc ce v-a trecut prin minte atunci? Cum o să dați vestea tuturor? Greu am dat-o. În primul rând lui Tudor. V-a înțeles Tudor atunci? Da. Chiar ne-a dat binecuvântarea. I-am spus, fără Tudor, fără acceptul lui, nu fac niciun pas. Tudor, mama.
Ne-au dat atunci acceptul, probabil considerându-ne maturi. Eram amândoi foarte maturi. Eu 38, el 49. La vârsta aceasta cam știi ce viața, ce înseamnă evenimentele dintr-o viață, cum să te comporți. Nu mai eram niște copii, cum eram la prima căsătorie la 21 de ani. Acum eram în plină maturitate. Ne-au considerat responsabil pentru ceea ce facem. Ăsta e cuvântul, de fapt. O să vă întreb un lucru foarte sincer. Având în vedere cariera politică pe care ați ales, de multe ori, principalul lucru pentru care ați fost atacată politic nu ați fost dumneavoastră, a fost soțul. Ții minte că în campania pentru capitală, despre asta a fost vorba, despre faptul că se încearcă pandelizarea capitalei. Da. Credeți că v-ar fi fost mai ușor fără această cruce de dus? V-a fost greu să o duceți? Crucea soțului de acasă? Eu am privit altfel. Cum? Eu am spus și în continuare, așa voi proceda. Când intri într-o relație cu cineva, fie că este vorba despre bărbat-femeie, deci soț-soție sau partener, ori o relație de prietenie cu altcineva, ori ești total, ori nu ești. Cu jumătăți de măsură nu m-am împăcat niciodată. Iar cei care vorbeau despre influența nefastă a lui față de mine, de fapt nu știau adevărul. Adevărul care este? Că Florentin a transformat o comună într-un oraș, nu doar din vorbe, ci din fapte. Orașul arată foarte bine, cei mai mulți locuitori sunt mulțumiți, orașul a înflorit, el este considerat pentru că este un bun gospodar. Dacă a vrut și este normal să încerce să mă ajute în drumul greu pe care urma să-l am ca primar, asta nu înseamnă că a făcut-o ca să mă influențeze sau ca să acapareze puterea așa cum eronat s-a exprimat, ci doar din dorința de a mă ajuta să-mi exercit mandatul. Atât cât se putea, la nivel uman, nu la nivel oficial. Bineînțeles că s-a găsit această temă, că a fost o temă, a fost o temă de campanie, ca dovadă că ea a și picat totodată cu campania. Nu a fost ceva care să rămână în timp. Dar pe voi acasă, ca parteneri, e imposibil să nu ajungă la un moment dat. Vă consumă subiectul la un moment dat? Ne consumă nedreptatea. Pentru că eu nu sunt o marionetă în mâinile lui, el nu este o marionetă în mâinile mele, avem amândoi personalitate, suntem cu picioarele pe pământ, suntem împreună, ne iubim, avem copii, formăm o familie, dar profesional știm fiecare ce avem de făcut. Și dacă ne putem ajuta la nivel emoțional și uman, normal, seara acasă când venim obosiți și supărați, să ne punem puțin balsam în inimă. Dar nu a fost niciodată ceea ce s-a speculat și s-a considerat că, de fapt, Florentin este cel care vrea să conducă capitala prin mine. Nu a fost adevărat și nu va fi adevărat. Cum să spun, este puțin complicat de explicat. Dar noi, pentru că trăim realitatea și nu percepția, nouă nu ne este atât de greu. Pentru că eu știu că nu a vrut să facă ceea ce se spune că a făcut. El știe că este omul care dorește să ajute pe toată lumea. Și dacă era un alt primar și cerea un primar nou, la primul mandat, în București, dacă venea la el și spunea, dumneavoastră sunteți primar de 5-6 mandate, cunoașteți administrație noaptea la 3, dacă vă trezim, dați orice soluție administrativă, ajutați-mă. Ar fi ajutat pe oricine. Cum a ajutat mulți primari la primele mandate din Ilfov. Adică nu doar pe mine, ca soția lui, m-a ajutat cu niște idei, cu niște soluții, dar nu însemna că le și pun în practică, dar nu m-a obligat nimeni. Erau discuții firești, omenești. Credincioasă sunteți mai mult de când v-ați cunoscut cu Florentin Pandele? E ceva ce v-a unit? E ceva ce aveați în dumneavoastră din dinainte? Când ați descoperit această relație cu Dumnezeu mai aprofundată?
de când am conștientizat că sunt un omuleț pe acest pământ, de la vârstă foarte fragedă. E din totdeauna. Familia mea este una credincioasă, ca să nu spun vorbe mari. Mama, mătușa, bunica Maria, Dumnezeu să o odihnească, cu care mergeam la biserică în fiecare duminică, la slujbă și la sărbători. Din totdeauna. Și când am venit în București la facultate, primul lucru pe lângă gazdă, m-am gândit să întreb vecinii unde este biserica. Nu e spre laudă, e spre conturarea unui răspuns real la întrebarea dumneavoastră. M-am bucurat mult când l-am cunoscut pe Florentin și a cântărit, și el știe că a cântărit greu în răspunsul meu pozitiv la cererea sa în căsătorie după 3-4 săptămâni, faptul că este o persoană credincioasă și nu este religioasă doar de față cu oamenii. În casa noastră se trăiește ca într-o casă de buni creștini și învățăm și pe copiii noștri să fie la fel. Ca familia lui, ca familia mea, pentru că și el provine dintr-o familie tot foarte credincioasă, de aici, din Ilfov. În plin scandal cu azilele, acel comunicat dat de purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, știu că a deranjat foarte mult. El nu a pronunțat niciodată numele dumneavoastră, dar cumva soțul dumneavoastră v-a identificat cumva. V-a deranjat teribil ce a scris domnul Bănescu în acea postare? Nu știu dacă ați vorbit public despre lucrul ăsta vreodată. M-a durut, nu m-a deranjat, pentru că dumnealui s-a antepronunțat, s-a exprimat și înaintea justiției, și înaintea politicului, și înaintea administrativului, și înaintea tuturor. Și tocmai că un bun creștin nu acuză. Un bun creștin nu jignește, nu vorbește în sentințe. E mai degrabă îndreptat spre înțelegere, spre înțelegere dreaptă și în ansamblu, nu doar vârful aisbergului. Nu i-am dat nicio replică eu, doar soțul meu a dat o replică și eu i-am spus să nu-i dea, că nu merită și că nu așa ne facem dreptate. Dreptatea vine în timp, oamenii se lămuresc singuri, că nu am avut nici cea mai mică implicare, nu avem vină, nu știam ce se întâmplă acolo și că nu e bine să-i dea o replică, dar nu s-a abținut. Și am văzut pe urmă o altă interpretare, care iar nu a fost corectă, și anume că de ce să nu aibă el o reacție? Că dacă eu, în calitate de primar, am propus și Consiliul General a adoptat ca sume mari să meargă către bisericile din București și către catedrală, dar eu nu am spus niciodată acest lucru, eu nu am reproșat și niciodată nu voi veni cu astfel de argumente. Eu am făcut acele lucruri pentru că așa am simțit și pentru că așa am considerat că este bine pentru credincioși să avem și în București, în România, de fapt, în București, o astfel de catedrală, și aș face la fel și de aici înainte dacă aș fi în această situație. Și nu aș face pentru persoana domnului respectiv sau pentru cineva anume, ci pentru casa Domnului și pentru creștini. Timpul a trecut. Aș vrea să vă întreb, în zilele alea în care scria în continuu să vă dați demisia, personal, cum ați trăit zilele alea? Foarte greu. Foarte greu, pentru că este cumplit să te simți învinovățit și tu să nu ai vină și nedreptatea doare. Realizam că nu pot să fac nimic, realizam că este un cutremur, un vulcan, și că nu pot să vin cu orice aș spune, nu se aude, nu se vede, nu se înțelege, nu se preia, nu se... Și că doar timpul va arăta adevărul și va scoate adevărul la lumină și va aduce vindecare. Și asta, aici am avut dreptate, că într-adevăr doar în timp
s-au mai putut liniști lucrurile și sunt convinsă că fiecare zi care trece, de asemenea, adaugă la îmbunătățirea situației mele și la vindecare. În astfel de situații nu se poate altfel. Personal ați învățat ceva din tot evenimentul ăsta? Cel puțin în ceea ce privește anturajul pe care îl aveți pe lângă dumneavoastră? Toți avem de învățat. Și eu, bineînțeles, și toți avem de învățat să fim mai atenți, mai prudenți, mai analitici, mai receptivi. Toți avem. Mă întrebați puțin mai devreme de în gardă. Păi, eu consideram înainte că sunt un om în gardă, dar vedeți că n-a fost suficient, am lăsat și eu. În anumite momente, poate, garda jos, prinsă cu alte activități, prinsă cu alte treburi, în agitația noastră cotidiană, nu ești de fiecare dată atât de receptiv și atât de atent. Pot să vă întreb pentru ce v-ați dat demisia? Știți pentru ce v-ați dat demisia? Atunci am crezut că este un bine pe care îl fac colegilor, pentru că ei nu sunt vinovați. Dar știți motivul pentru care v-ați dat demisia? Nu, am zis doar că poate se mai liniștesc lucrurile și guvernul poate să lucreze în liniște, premierul poate să lucreze în liniște, nu cu acea presiune care era și pe premier și pe mine și pe guvern. Și asta m-am gândit, că dacă mă retrag... De fapt, acuzația de pe guvern atunci era că toți au știut. Da. Și din câte mi-amintesc, acuzația referitor la familia dumneavoastră era că treceați oricum cu mașina pe acolo. Dar nu treceam pe acolo. Nu, puteți să veniți să vedeți că nu treceam. Și dacă treci pe lângă o casă, asta înseamnă că știi ce e înăuntru, dar nu treceam chiar pe acolo. Dar mă rog, repet, orice spuneam atunci și orice explicație, se răstălmăcea acea explicație și se găsea o altă latură prin care să fie privită acea explicație. Și la un moment dat am și renunțat. Am dat primele zile explicații, am văzut că sunt răstălmăcite și sunt scoase din context, am și renunțat să mai dăm explicații. Soțul meu a mai avut câteva intrări cu care eu nu am fost de acord și mi-a dat dreptate ulterior. Revenind la tabla de șah, da, pe care ați ales dumneavoastră să jucați, deși spuneați la un moment dat că mai bine gospodină decât politician, credeți că mai puteți candida pentru primăria capitalei? Întotdeauna am fost un om disciplinat. Disciplina m-a ajutat foarte mult în viață. Și nu sunt disciplinată doar cu mine însămi și cu programul meu, ci și cu colectivitatea în care mă manifest. Prin urmare, eu sunt soldat disciplinat, sunt într-o echipă, nu am o activitate independentă. Decizia care se va lua în legătură cu patru tipuri de alegeri anul viitor. Avem europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Acolo unde echipa mea va considera că sunt potrivită și pot să fac ceva bun pentru oameni, în special, vă spuneam la începutul emisiunii, pentru persoane vulnerabile, femei, copii, zona aceasta mea de interes, dar nu numai, cred că sunt un om pregătit și pentru zona de investiții în infrastructură, mă voi duce. Deci las ultimul cuvânt echipei mele să analizeze și să-mi spună soldatul Gabriela Firea în ce luptă trebuie să intre. Înainte de această... Eu mă simt pregătită și dornică de muncă. Înainte de tot scandalul cu... care a avut loc, da, în acest an, erați cel mai bine plasat politician. Se vorbea despre dumneavoastră că veți fi următorul președinte al României. Presupun că undeva acolo există încă acest vis. A existat vreodată, de fapt? N-am afirmat și nu doar că n-am afirmat. Nu am gândit eu ca persoană vreo perspectivă care să vizeze președinția României. Chiar lumea v-a luat în calcul. Lumea m-a luat în calcul, casele de sondare m-au luat în calcul și m-au, cum se spune, cercetat științific. Analiști, politicieni, politologi, ONG-uri, presă și cetățeni. Dar nu eu. Și cred că multe mi se trag și de aici. Pentru că în perioada aceasta mi s-a spus că
De fapt, toată tevatura a fost pentru faptul că eu voiam să candidez la Cotroceni, lucru care nu este adevărat. Nu este adevărat, nici eu nici nu m-am gândit și nici soțul meu niciodată nici nu a gândit și nici nu a afirmat acest lucru. Nici măcar personal nu v-ați gândit? Nu, și să vă spun și de ce. Măcar o zi? Nici o clipă, dar mi-te o zi. Să vă spun de ce. Poate greșesc, dar vă spun adevărul golgoluț. Sunt atât de legată de proiectele de la București, de la primărie, pe care le-am început și au rămas cu praful pe ele, încât 3 ani de zile m-am gândit doar cum voi reveni și îmi voi sufleca mânecile și mă voi apuca de treabă. Ce putem să facem în București? În primul rând, ați văzut ce s-a întâmplat în aceste zile. Au început lucrări de reparații la Podul Grand. Podul Grand. Când copiii sunt la școală și toată lumea la muncă. Astă vară nu se întâmpla nimic. Nu vreau să mă laud, dar 4 ani de zile în mandatul meu, toate lucrările de reparații se făceau vara. Iulie-august, pentru că erau mai multe persoane adulte în concediu și pentru că erau copii în vacanță. Dar acum lucrurile se fac așa cumva, mă rog, cum le vedem cu toții. Dacă se continua etapa a doua din Podul Ciurel, m-am și exprimat în aceste zile, nu se ajungea la așa o aglomerație, pentru că ceea ce s-a întâmplat pentru locuitorii sectoarelor 1 și 6 a avut impact pentru toată capitala și totul este sufocat. Dar știți, a greșit omenește. Eu nu spun acum în sensul că de ce a greșit directorul de la instituția care a început să repare podul sau de ce a greșit primarul. Eu spun altfel. Dacă se vede că s-a greșit ceva și vede impactul pentru cetățeni, de ce nu se corectează? Pe mine asta mă frământă întotdeauna. Repet, greșeli se pot face, dar te repliezi imediat. Asta trebuie făcut în primul rând. S-a vorbit de semaforizare inteligentă. Am început proiectul, a rămas acolo unde l-am lăsat în ziua în care am plecat. Acolo a rămas. Nu s-a mai continuat cu semaforizarea inteligentă. Am propus pentru zona centrală și a fost o reacție groaznică pentru vineta oxigen. Nu s-a mai făcut nimic. Acum, în schimb, parcările, deci nu te poți atinge, sunt enorm, deci sunt niște prețuri până la cer. Și lumea spune, acum găsim, da, găsim loc de parcare în centru. Păi la aceste prețuri, scuzați-mă, păi o să muncească bucureștenii doar ca să-și plătească parcarea, să-și rezolve problemă în centru, la o instituție a statului. Deci astea sunt problemele capitale. Termoficarea, 3 ani de zile, cu bani în cont, bani munciți, eu nu mai spun de mine, de echipa pe care am avut-o la primărie. Noi am muncit 4 ani, aproape 300 de milioane de euro fonduri europene obținute de noi. Nu s-a făcut licitație 3 ani de zile pentru înnoirea țevilor, dar nu știm de ce. Și abia s-a făcut acum și în ultimul an spart și transform capitala în șantier, peste tot șantiere. De asta spun că nu m-am gândit nici eu și nu s-a gândit nici soțul meu, nici prin cap nu ne-a trecut prezidențialele, nu ne-au trecut prezidențialele și culmea că ni s-a transmis în această perioadă că parte din campania negativă vine și ca să mă destabilizeze, să nu candidez, dar nu candidam oricum, nu era nevoie de o asemenea campanie. Deci nu candidați la prezidenție? La prezidenție, sub nicio formă, nici nu m-am gândit, nici nu am luat în calcul. Recunosc că m-am gândit la primărie. Vă gândiți să candidați independent, așa cum soțul dumneavoastră a făcut, de exemplu, la voluntari? Sunt disciplinată. Momentan. Aștept decizia colegilor mei. Așa este bine. Și eu sunt un om răbdător. Aștept să se facă acele analize, acele discuții, acele măsurători și să tragă ei linie. În privința inelelor, pentru final, da. Lângă cel al soțului Răzvan Firea, există și unul de la Florentin Pandele? Sigur. Sigur. Și ne unește, dincolo de inel, ne unește credința, ne unește iubirea noastră, sinceritatea și ne mai unește ceva. Ne unește forța binelui. Pentru că am făcut amândoi și vrem să facem în continuare lucruri bune. Și de asemenea, așa ca un mic secret al unei căsnicii reușite, soțul meu mereu îmi spune, când mă vede așa puțin mai tristă și se înserează,
ajunge zilei grija ei. Seara nu trebuie să ne culcăm supărați, nu trebuie să mergem la culcare foarte supărați, chiar dacă avem tristețe în suflet. Să avem nădejde. Să avem nădejde, cea mai importantă. Gabriela Firea, mulțumim mult! Mulțumesc și eu, Doamne ajută! Speranță trebuie să avem mereu în suflet, că va fi mai bine, că mâine măcar va răsări soarele și pe strada noastră. E tot ce ne-a mai rămas, dragilor. Vă mulțumesc mult că ați stat în oglindă!